parte, nu mă uit, nu mă uit, nu mă uit, nu mă pot uita. Nu deschide ușa, nu deschide ușa, nu deschide... Salut, eu sunt Denis și bine v-am regăsit la un nou clip, fraților. Astăzi vom reacționa la fantome prinse pe cameră. Știți cu toții că se apropie Halloween-ul, așa că m-am decis să trecem la ceea ce știm noi mai bine să facem, și anume clipuri horror. Așa că o să începem ușor cu un clip de reacție la fantome surprinse pe camere de supraveghere sau camere web sau așa mai departe. Vreau să vă anunț că în 30 octombrie, fix înainte de Halloween, va apărea un clip cu o cutie misterioasă de Halloween. Clipul o să fie destul de interesant, dacă o să vă placă o să facem și un fel de serie pe chestia asta. O să vă anunț săptămâna viitoare și ora exactă când o să postez acel videoclip, așa că fiți pe fază pe Instagram, aveți Instagramul meu fix aici. Acestea fiind spuse, fraților, nu uitați să dați un like acestui videoclip și să vă abonați, pentru că mai avem foarte, foarte puțin până ajungem la 50.000 de abonați. Și hai să începem să reacționăm la acest videoclip, să vedem ce fantome au fost surprinse pe camere, pentru că sunt foarte, foarte curios și vom începe chiar acum. Stați. N-am uitat. Știu că n-am mai făcut videoclipurile astea de mult, știu, dar n-am uitat. Uite aici. Vedeți și voi, da? Frumos. Avem aici colierul anti-frică. Acum cu acest colier voi fi apărat de tot ceea ce înseamnă demoni, fantome și așa mai departe, așa că... Ok. O fetiță mănâncă, totul bine. Până acum e totul bine, ne place. Voi vedeți ceea ce văd și eu? E o fantomă ceva? Da, e doar un dulap și... A? Bă, e o față! Aia e o față, nu ne place ce vedem. Deci nu ne place ce vedem, aia e o față. Deci eu atâta vă zic că aia e o față. Asta vă zic, acolo e fantoma. Acolo e fantoma, așa-i? Nu, acolo... Acolo e, mă! Vă zic! Mamă, dă idei mai departe, nu mă uit. Bă, nu, am înțeles. Dă-i skip, am înțeles. Ce se întâmplă aici? Ok, deci am început destul de rău, adică nu mai sunt obișnuit, de când n-am mai făcut, încearcă să nu te sperii, e nasol, nu mai sunt antrenat, jur, deci e... Ok. Și ce se întâmplă? Ok. Ok, acolo, videoclipul ăla nu l-am înțeles. Ați văzut și voi? Credeam că o să se miște unul de aici, dar... Color. Da, mă, o zburat acolo chestia, what? Slow motion. Eu fi zburat la unul pălărie, ești nebun. Da, eu glumesc, dar... La prima m-am cam speriat, adevărat vă zic. Ok. Fuck, nu. Uite-te cu... Aia se uită după haine, nu e ok. Bă, nu-i vinde nicio haină, adevărat zic. Dacă glumesc eu, dar să moară tanțe, dacă văd așa ceva, vă dați seama că spăgeam direct. Deci nu mă contează, nu-mi activez eu parașută, nu știu, fac eu o parașută din mâinile astea. Adică îmi fac parașută din mâini. Nu știu, mă gândesc, fac eu ceva. Ok, voi vedeți și voi ce văd și eu? Bă, spuneți-mi și mie în comentarii, vă rog frumos, lăsați acum, deci puneți pe pauză videoclipul după ce auziți ce vă zic eu acum. Și scrieți-mi și mie în comentarii, vă rog frumos, ce ați face voi, personal, dacă vedeți în viața reală așa ceva? Vedeți și voi o umbră, ceva, nu să miște perdeaua așa, ca dacă s-o mișca perdeaua așa, dar știu că toată lumea pleacă. Da, așa, dacă ați vedea o umbră, n-ați fugi, frate, eu vă recunosc că aș fugi, frate. Mi-aș lua mașina, 400 la oră dacă prinde mașina, cu asta mă duc. Nu mă mai interesează. Uite-te și tu. Păi să vezi asta, frate, ai plecat. N-ai cum, frate. Bine că avem colierul. Oh, shit, aia merge pe mașini, ești prost? Ah, mersi, salut, frate, salut, te joci și tu, ha? Ok, aia chiar merge pe mașini și e o fantomă mare, nu vreau să... Fuuu, cum să faci, bă, așa ceva, bă? Bine, am înțeles, gata, nu mai vreau să văd următoarea, 2. Ok, cred că asta e un videoclip mai vechi, pentru că cred că l-am văzut ăsta.
Îi trage scaunul, nu? Yes, da, l-am mai văzut asta. E foarte vechi videoclipul și vă spun sincer, când am văzut pentru prima dată clipul ăsta, eram mic, eram foarte mic și m-am speriat, frate, m-am speriat într-un hal, nu mai dormeam noaptea, frate, deci efectiv mi-era frică să mă duc până la baie noapte, ești nebun la cap, mă duceam cu lanterna, frate. Deci efectiv eu eram cu lampă circulară, așa după mine, eram ok, ok, ok. Da, da, e nasol, frate, adică nu că ai intrat pe pământ, frate, ai, da, exact așa aș face și eu, frate, aș leșina, jur, deci... O rezista mult fata, serios, adică eu cred că din prima, dacă mă trezeam acolo pe jos, la revedere, frate. Eu când mă trezeam pe jos, eram atâta, frate, nu mai, ce mai e? Uite, fii atent, că dă cu reluare, deci nu mă uitați-vă. Deci, efectiv, deci, efectiv, hai. Pac, o mișcat, paf, o căzut, mă uitam și eu, leșinam acolo. Deci, de acolo eram... Twinkle, twinkle. Atât. Atât de simplu. Nu mai stau, uite, să mă gândesc, stai, ce s-o întâmpla, că poate m-a împins unul, hai că m-a împins, că nu era nimeni aici. Ia uite. Mă uitam așa frumos, nu știu ce. Bam, frumos. Ce să mă, ce să mai stai, mă, atât? Uite, gata, când am văzut asta, no, adică normal, când am văzut și fata chestia asta, îți dai seama cu leșina, adică nu mai aveam mult, uite. Așa, pac, 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 pac. Pac, o căzut leșina, gata, hipoglicemie, te-ai dus. Exact. No, așa aș face și eu. Dar mai repede, mult mai repede. Ok, 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 vezi că, moșu, vezi că dai cu... Junule, aia e o muscă, aia e o muscă, nu e o fantomă, e o muscă, e efectiv bura o muscă pe acolo, aia, lasă-mă asta, nu mai cred. Ok, ok, aia nu știu ce mai e, aia e, ai nori prin casă, frate, aia, cred că ai nori prin casă, nu știu, cred că ți-or veni nori prin casă, nu știu. A, about you, salut, frate, da, vezi că mai trebuie să comand niște haine, da. Nu deschide ușa, nu deschide ușa, nu deschide, nu. Nu deschide. Atâta zic nu. 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 Vai de viața mea, nu, frate. Nu te du acolo, eu nu mă uit, eu nu mă uit dacă e, îmi ziceți voi dacă e schie. Jumpscare, nu-i? S-a închis ușa. A, s-a ridicat, ok, ok. Putea să facă ce vrea, putea să treaba lui, frate, că, nu știu, eu eram leșinat pe acolo. Da, fraților, cam asta e clipul 1. Noroc că ne-a protejat acest colier, pentru că fără el nu știu ce ne facem la clipurile astea, jur. Fraților, nu uitați că în 30 apare clipul cu cutia misterioasă, așa că fiți pe fază pe Instagram, că o să vă anunț acolo ora exactă când o să apară videoclipul acela. Așa că, fraților, cam asta e clipul, deci dacă v-a plăcut, nu ezitați să apăsați pe acel buton de like, de subscribe și poate de share pe story ca să vadă și prietenii voștri, să dați un follow pe Insta la Denis Visi și, fraților, noi ne revedem data viitoare cu un nou clip. Așa că multă, multă baftă. Salut. I don't lie to these women, if I want them, then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better. You